Bună, doamnelor și domnilor! Bună să ne întâlnim și pe domnul Andrei Pleșu pentru lansarea de acum. Țin să vă spun că ne aflăm, știați sau nu, la această aniversar. Atâta doar că aniversarea e pe măsura țării, e și ea o aniversare tristă, plină de umor. Cred că se fac, dacă bine am numărat, Radu, 10 ani de când te ocupi între multele altele cu care te ocupi și cu adunatul Culesul de Perle. Poate că sperai tu că primul volum în 2006 va fi singurul și va rezolva problema, dar iată că de 10 ani încoace o tot ducem într-un adunat de perle. E un înșir de mărgărite, mai ceva decât în basme. Volumul acela în 2006 se chema Fiene tranziția ușoară. Nu știu cât de ușoară ne-a fost sau încă ne mai este tranziția. Ce pot să spun cu siguranță este că ne-a fost agramată, ne-a fost peltică, ne-a fost bâlbâită, șchioapă și în toate felurile. Volumul despre care vorbim astăzi, Cum gândesc politicienii, de fapt subtitlul este cheia cărții, Cum gândesc politicienii, vine să confirme încă o dată că nu stăm deloc bine cu limba română și cum limba înseamnă gândire, rezultă că nu stăm deloc bine cu gândirea. Sigur, aici sunt antologați și nu doar pentru că e anul electoral, habar n-am ce-o face mâine când le ducem la vot. Sunt pe scenă urcați cu perlele lor fabuloase politicienii noștri. Iar noștri înseamnă că de adevăratele sunt ai noștri, pentru că până la urmă, din mâna noastră care pune votul în urne, au ieșit, n-au ieșit din neant, cum am crede. Dacă am un regret ca filolog, e acela că, din păcate, astfel de cărți n-ajung și pe masa de studiu a filozofilor limbajului, a celor care și-au tot bătut capul și încă își bat capul, să ne explice cum e cu raportul limbă-limbaj-gândire. De la Heraclit, Platon, Aristotel, până mai încoace Vico, Gadamer, cu toți minți luminate au încercat să ne spună în ce măsură prima e gândirea sau primul e limbajul. Îmi spun că dacă ar fi picat pe perlele pe care le adună Radu Paraschivescu, ar fi renunțat la tot ce au spus și n-ar mai fi reușit să dezlege în niciun fel, construcția lor s-ar fi prăbușit pur și simplu. Poate că doar Derrida, în păsăreasca lui, ar fi în stare să ne explice cum e cu putință să vorbești în felul acesta, să ratezi orice fel de normă de bun simț, să ratezi legile gravitației, așa cum într-un serial science fiction se ratează legile gravitației, legile gramaticii. Una peste alta, o carte cu care vă îndemn să mergeți totuși mâine la vot, pentru că e ca în creangă. Acum râdem noi, râdem, dar nu știm ce ne așteaptă și orice potrivire cu fata împăratului roș e pură coincidență. Domnul Andrei Pleșu, v-ați ascuns după mine. La lansarea propriei mele cărți am preferat să citesc câte ceva. Cu mult mai mare plăcere voi citi câte ceva din ce a adunat domnul Radu Paraschivescu, amintind și un lucru pe care dânsul spune în prefață, pe care l-am mai reluat și eu în alt context. Noi râdem când citim lucrurile astea și e bine că râdem. Râdem în felurite moduri. Râdem uneori cu oarecare bună dispoziție, uneori râdem isteric, uneori râdem exasperați, uneori râdem plictisiți, dar râdem. Ceea ce trebuie să știm însă, că fiind e vorba de politicieni aici, e că de câte ori râdem, de unul sau de altul, râdem de noi înșine, fiindcă noi i-am votat. Noi citim și ne distrăm despre unele lucruri pe care le-am cauționat prin adeziunea noastră. Prin urmare, trebuie să știm că râsul pe care hărnicia și adresa și subtilitatea și bucuria
spirituală cu care lucrează domnul Radu Paraschivescu e subversivă, pentru că ea este, de fapt, un fel de a face bășcărie puțin și de cititor. Și acum să vă dau câteva exemple. Le-am destul de amestecate și nu cer multe comentarii. Am găsit, de pildă, un candidat la primăria sectorului 5, nu acum. Nu cred că e de acum. Că nu vreau să influențez alegerile. E unul mai vechi. Nu știu dacă a câștigat până la urmă, dar nu contează. Ce promitea el? Ca să știți ce dimensiuni poate căpăta promisiunea politică. Nu v-ați gândit. Dacă voi câștiga funcția de primar, promit să plantez lângă fiecare stație de tramvai pom fructiferi, pruni, meri, peri, pentru ca cetățenii să aibă ce mânca. Vă aduceți cu toții aminte că devenise viral, cum se spune acum, când Adrian Năstase, care era un parlamentar cu replică la el tot timpul, deja mai bune decât ale lui Victor Ponta, a spus la un moment dat, cine vrea să-mi numere mie nu știu ce, să-mi numere ouăle. E bine, asta ca asta, dar Ion Iliescu, din același partid, a vrut să-l apere. Adică să nu creadă lumea că el gândește vulgar. Și a spus, ouăle lui Năstase sunt de găină. Adică nu e ce v-ați gândit voi, prostul. Există mândrii pe sector. Unul dintre candidații care cred că și astăzi este candidat și care a fost primar, spune, astăzi Bulevardul Unirii arată mai bine decât Champs-Élysées. Asta înseamnă patriotism. Există și expresii misterioase. Iată una din ele. Între noi poate că au fost întâlniri, dar n-am participat eu. Un capitol aparte l-au miniștrii învățământului, care sunt în vârful sistemului de educație românesc. Iată, de pildă, pe domnul Liviu Pop. Sper ca și în continuare și împreună cu dumneavoastră să trecem împreună printr-o perioadă foarte grea. Mai vin cu încă vreo doi mai încolo. Eugen Nicolicea, un om foarte volubil, spune un lucru care te lasă pe gânduri. Onestitatea fără logică e o chestiune foarte gravă. Cum e logica în chestia asta? Un om onest, dar lipsit de logică. În vreme ce unul e plin de logică și mai fură. Doamna Alina Gorghiu, ne vom intensifica eforturile în străinătate unde avem diaspora dezvoltată. În România o avem mai puțin dezvoltată. Acolo e ea cu adevărat dezvoltată. Un deputat PNL, despre Traian Băsescu. Traian Băsescu avea afinități mult mai largi și mai lungi. Doamna Cristiana Angel, foarte combativă. Știe cineva în această sală cine este ca persoană fizică, cu nume și pronume, acest MCV? Ion Iliescu. Estul este superior vestului, fiindcă în Est s-au păstrat cooperativele agricole de producție. Cu oarecare simpatie, o spun grațioasa doamnă Daciana Sârbu, am împărțit viața mea personală cu atâta lume, încât nici eu nu mai știu cu cine sunt. Există și varianta complexă, varianta nu pentru mulțime.
pentru o elită care înțelege. Campiona asta a fost, Dumnezeu să-l ierte, Ulm Spineanu, pe care îl pomenesc acum, melancolic. Iată o explicație dată de dumnealui. Conștiința ne este de fiecare dată rodul posteriorului, iar în fond propunzimea personalității fiecăruia, la un moment dat, se desprinde exogen selectiv de bunul personal, devenind un fel de stare a ansamblului sociopatrimonial. Eu l-am cunoscut. Așa vorbea și când îi dădea bună ziua. Acum, ceva din ceea ce învață oamenii când lucrează în serviciile secrete. Cum spui lucruri fără să spui clar. Iată un fost șef al serviciilor secrete, domnul Cătălin Harnagea, întrebat despre Victor Ponta. Răspuns. Este și nu este posibil ca Victor Ponta să fi fost racolat, așa cum sunt și alții posibil sau imposibil de racolat de un serviciu de informații. Un alt șef al acelorași servicii, domnul Teodor Meleșcanu, trebuie să recunosc că fraza pe care am spus-o în emisiunea dumneavoastră, n-am spus-o eu. E altă expresie misterioasă. Vor mai apărea candidați surpriză, și surprize de iepuri, și iepuri de surprize. Mircea Joană. N-am prea dat Marian Vanghele, Gigi Becali, să tot dau, săraci, spun lucruri formidabile, nu poți să-i lași de mână, ca să zic. Dar marile stupori vin de la băieții cu pretenții, orice cât oameni care au studiat la școli, în alte, care s-au mișcat în lume. Mircea Joane, un campion, spune lucruri fabuloase. Sunt atât de normal încât am votat cu mine. Elena Udrea, mai analitică. La alegeri, greii din PSD îl așteaptă pe Ponta cu săbiile scoase. Nu se văd, dar sunt scoase. Un alt ministru al învățământului, domnul Daniel Funeriu. În limba română, conform dicționarului explicativ al limbii române, cuvântul coleg este neutru, nu e de fel feminin. Vă mulțumesc. Pentru cei care n-au la îndemână dicționarul, vă spun că cuvântul coleg în limba română este un coleg, doi colegi, masculin. O expresie care ține de istoria învățământului și a doctoratelor și a lucrărilor în general, Victor Ponta. Pe vremea mea nu se preciza sursa. Ce invenție târzie. Alt fost ministru al învățământului. Nu știu dacă Romulus și Remus s-au născut într-un oraș anume, pentru că ei au fost găsiți de cineva în pădure, într-un cuib. Și cred că vulpea nu era cetățean. Traian Băsescu. Urmează să instituim carantina moale, tare și de alte categorii. Mădălin Voicu e un personaj care întotdeauna găsește cuvinte nepotrivite, dar radicale. Românii au niște sechele de îngrădire în gândire, prelucrate în timp ca chimie. Eugen Nicolaescu a fost ministrul sănătății, de știe ce spune. Orice activitate care e generatoare de creativitate uzează starea de sănătate. Deci toți creatorii sunt pe ducă, dacă nu se opresc la timp. Doamna Vrânceanu Firea, nu e veche, nu vreau să influențez alegeri. Stresul, alcoolul și țigările dăunează grav impotenței.
Eugen Nicolescu, din nou. Eu cred că dacă Sorin Oprescu are dreptate, mai mereu greșește. Acum, un domn de care nu știți prea multe, probabil, Petre Daia, deși a fost, cred că mai e senator, a fost în orice caz, un om activ, a venit cu legea pensiilor de lux pentru parlamentari și așa mai departe, senator PSD, spune acest lucru pe care vi-l propun ca meditație pentru restul weekendului. Femeia este acel ceva care îi face bine omului. În cazul lui adevărat, el e rudă cu nevasta lui Adrian Năstase. Și probabil că a fost util. Totuși vreau să influențez alegerile. Bucureștenii au de ales între o certitudine. Și acea certitudine sunt eu. Știți cine a spus? Cine o să câștige? Toate lucrurile astea la un loc se rezumă într-un cuvânt al lui Gabriel Oprea. Gabriel Oprea, dacă vi-l aduceți aminte, e domnul ăla care n-avea bine reglat raportul între gură și ochi. Adică dacă deschidea ochii, nu mai putea să vorbească, și dacă vorbea, închidea ochii. Există asincronii de tipul ăsta. Cele mai banale sunt la raportul între picioare și gură. Amicul meu, Mircea Dinescu, nu poate să și meargă să și vorbească în același timp. Dacă merge, nu mai vorbește. Dacă vorbește, nu mai merge. Să oprește tot ce. E, la Gabriel Oprea, problema era între ochi și gură. Toată cartea domnului Radu Paraschivescu se rezumă în acest panseu al lui Gabriel Oprea. Aici, în România, facem politică românește. Cu toți românii noștri. Asta e situația. Vă mulțumesc foarte mult. Concursul pulmonar și de box se continuă, îmi pare rău. Să sperăm că am bași mai mult decât concurența. Despre cartea asta, ce nu este cartea asta? Nu este o răfuială. Deși ar putea să producă impresia asta. În momentul în care pui snopul de lumină pe politicieni, te poți gândi la ceva vindicativ. Sau măcar la o formă de a râde de acești politicieni, pentru că și ei râd de noi. De obicei, în cea mai mare parte a timpului, prin deciziile pe care le iau, prin deciziile pe care ar trebui să le ia și nu le iau. Dar nu este o răfuială. Este o invitație la discernământ. De fapt, este o carte care se adresează unui public care nu alege întotdeauna cu criterii cristaline. Aici o să fie mai complicat. Este un public care fie că nu și-a cristalizat criteriile, fie că nu știe că există criterii. Am spus de câteva ori că, din punctul meu de vedere, există trei forme de circ. Trei forme de dresură, de fapt. Una este circul. Cealaltă este gimnastica sportivă. S-a lansat o carte adineauri. A treia o reprezintă alegerile. Alegerile reprezintă un trafic de promisiuni care, de fapt, camuflează o formă de dresură. La circ, foca primește un peștișor. La alegeri, alegătorul primește o pungă, cu ulei, cu zahăr, cu făină și primește un set de promisiuni. În cartea asta există ceea ce se cheamă, cu un termen prețios, platforma program a unui partid. În platforma aceea program veți afla că dacă votați cu reprezentanții acelui partid, urmează să se întâmple lucrurile acestea. Scad spectaculos până la desființare toate impozitele. Cresc fulminant toate salariile și pensiile. Fiecare cetățean primește 20.000 de euro. De ce? De aia. De unde? Vedem noi. Dar primește. Programul ăla are vreo 20 de puncte, unul mai halucinant decât celălalt. Scorul acelui partid ne arată că oamenii au percutat, că dresura a funcționat, că omul ăla s-a văzut ales cu partid cu tot, cu propriile lui aberații. E un om care, întâmplător, a făcut comerț cu aberații și a înălțat aberația la rang de doctrină.
este omul al cărui studio TV au poposit tot felul de arătări care țineau linguri pe vârful nasului în echilibru, care îți spuneau când o să mor și în ce condiții, dacă o să dai un telefon evident, și așa mai departe. E, din ciupercăria, din menageria aia, a ieșit un partid. Iar partidul ăla, înarmat cu promisiuni dincolo de patologic, a obținut locuri în Parlament. Despre asta este cam. Sigur că râdem. Cum a spus și domnul Preșu, este un râs epidermic, e un râs de prim contact. Am făcut testul ăsta cu oameni la care țin foarte mult, citesc cartea în metrou, să zguduie și vin și alții și să uite, să zguduie și ei după aia. Da, ca efect, ca grapevine, ca efect de disipare și ca efect comercial e foarte bine. Însă după hohote, după zâmbete, după rictusuri, ar trebui să urmeze, cum am spus, activarea sau reactivarea discernământului. Pentru că un om politic este un om important. Și aici este miza acestei cărți. Ce am mai scos, cum a spus Lidia, am mai scos volume peste volume de perle. Ăsta este al cincilea. Până acum însă plaja a fost largă. Au fost și maneliști, au fost și fotbaliști, au fost și patroni de restaurante, au fost și miniștri, de toate. Medici, pacienți, medici care au devenit însuși pacienți din cauza felului în care practicau medicina, toate categoriile. Însă, marea deosebire a acestui volum este că vizează oameni care ne fac viața. Un fotbalist nu ne face viața, un manelist nu ne face viața. Mergem sau nu mergem la spectacolele lui, ne uităm la meci sau închidem televizorul. Însă un politician este cel care ne rostuiește agenda, ne duce într-o direcție care poate fi bună sau proastă. Și de aceea decizia lor ne privește. Și de aceea ar trebui să fim ceva mai responsabili în momentul în care punem o ștampilă. Să o facem avizat. Să nu luăm de vând tot ce ni se vinde. Ni se vând o grămadă de gogoși. Există parcuri și stau în apropierea unui parc care a ajuns betonieră. Există un fel de festival al bordurilor în București, dar nu numai. Există tot felul de guange, zicem noi, care însă sunt deconturi din campanii precedente. Sunt tentacule, sunt prieteșuguri lucrative. Pentru asta e scrisă cartea. Deci e o carte, ca orice carte comică și care își atinge ținta, e o carte veselă despre o tristețe. Tristețea ne așteaptă mâine, dar dincolo de mâine vor mai exista alegeri. Și poate că, dacă efectul până mâine va fi mărunt, până la alegerile celelalte, oricele din toamnă, ori runda de peste nu știu câți ani, cartea asta va avea, cât de cât va împrăștia, o undă de șoc care să ne facă să gândim și să alegem un pic diferit. Mulțumesc pentru răbdare și pentru răbdare. Y por eso me dice que es un gusto que me ha dado a la